De la George Radu Melidon, primul director al școlii, până la George Radu, actualul director, s-au scurs 150 de ani de performanță care au făcut ca astăzi Colegiul Național Pedagogic Carol I să fie școala fanion a învățământului pedagogic românesc. Iar prestigiul de care se bucură școala Câmpulungeană a fost confirmat astăzi de numărul mare de prieteni, foști și actuali elevi și cadre didactice, dar și invitați de seamă. Principele Radu, reprezentantul Casei Regale a României, Liviu Pop, ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației, deputați și senatori, conducători ai instituțiilor județene și locale, în alte fețe bisericești. Prima parte a manifestărilor a fost dedicată vizitării școlii și dezvelirii unor plăci comemorative. Majestatea sa mulțumește profesorilor și răspunde în felul următor. Da, doresc din inimă luminarea și cultura iubitului meu popor român. Școala aceasta, ajutată de concursul domnilor profesori, ne garantează doritul rezultat. Învățătura majestății sale s-a respectat pe parcursul celor 150 de ani, se respectă și astăzi. La dezvelirea acestei plăci, voi invita patru elevi din an de studiu diferit, clasa 9, 10, 11, 12, care nu vor uita niciodată acest moment și vor duce mai departe istoria și tradițiile acestei școli. Mulțumesc mult! Momentul de vârf al zilei s-a consumat în amfiteatrul colegiului, acolo unde invitații au transmis gândurile lor. A fost lansat albumul monografie Colegiul Național Pedagogic Carol I, Câmpulung-Mușcel, 150 de ani de existență și a avut loc un spectacol de gală. Evenimentul care ne reunește pe toți astăzi, aici, respectiv împlinirea 150 de ani de existență a școlii normale Carol I, e cu atât mai emoționant cu cât deviza trecut, prezent, viitor adună la oaltă atâtea generații de oameni importanți al căror destin este legat într-un fel sau altul de numele acestei școli. Mă simt onorat să fac cunoscută prezența reprezentanților Casei Regale a României, pe care țin să-i asigur de faptul că investiția de încredere pe care regele Carol I a acordat-o prin înființarea acestei școli nu s-a pierdut odată cu trecerea timpului, ci a fost imboldul tuturor acțiunilor dascălilor vremelnici ai școlii pentru ridicarea nivelului cultural al națiunii. Unul dintre cele mai puternice argumente că societatea românească are instinct și că undeva în profunzimea ei se păstrează intacte credința, respectul, iubirea, toate calitățile importante ale națiunii care nu se văd în fiecare zi, fiindcă suntem orbiți de o mulțime de neadevăruri și de tendințe potrivnice bunului simț. Unul din argumentele că acest instinct există e sărbătoarea pe care ați trăit-o împreună cu noi astăzi. Acești 150 de ani sunt cea mai bogată, cea mai prodigioasă și cea mai tragică perioadă din întreaga noastră istorie bimilenară. Niciodată românii nu au plătit cu mai mult sânge, cu mai multă disperare, cu mai mult sacrificiu, pe cât au făcut-o în acești ultimii 150 de ani. Și în același timp, niciodată n-au construit mai mult, mai solid și mai bine. Sunteți un model de care școala românească are nevoie. Are nevoie în această perioadă în care toată lumea încearcă să se priceapă la școală. Școala românească care, prin elitele sale și implicit
prin ceea ce școala dumneavoastră a făcut, a dus prestigiul învățământului românesc în lume și în fiecare colț din țară. Avem nevoie de modele în momentele acestea, în momentele acestea grele în care reformele în sistemul de învățământ parcă nu se mai termină. Avem nevoie din două perspective de modelul școlii care astăzi face 150 de ani. În primul rând, a dascălului, acelui învățător, educator de care școala românească are nevoie astăzi. E trist pentru mine că în moment aniversar trebuie să spun că suntem singura țară din Uniunea Europeană în care mai avem învățători necalificați care predau elevilor. Și nu vine a învățătorilor, nici a părinților. E vina noastră, a tuturor. Transmitem și noi felicitări tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea acestei școli. Le dorim mulți ani înainte și vă anunțăm că vom difuza înregistrarea integrală a festivității la o dată pe care o vom comunica din timp.